Someone chip in? Deschid lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pașcani, arătând că aceasta este legal constituită. Din totalul de 19 consilieri locali sunt prezenți 18. La ședință participă primarul Municipiului Pașcani, domnul Pantazi Dumitru, viceprimarul Municipiului Pașcani, doamna Nedelcu Gabriela, reprezentanții ai serviciilor și compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului, mass media. Înainte de a da cuvântul președintelui de ședință, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 18 iulie 2019. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Dau cuvântul președintelui de ședință. Bună ziua! Voi da citire dispoziției numărul 1036 din 8 august 2019, prin care primarul municipiului Pașcani, județul Iași, având în vedere dispozițiile articolului 133, alinia 2, litera A și articolul 134, alinia 1, litera A, din ordonanța de urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ, și având în vedere dispozițiile articolului 196, alinia 1, litera B, din ordonanța de urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ, dispune articol unic. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Pașcani în ședință extraordinară, în data de 12 august, ora 10, în sala de ședință a Consiliului Local al Municipiului Pașcani, cu proiectul ordinii de zi prezentat în anexă, parte integrantă din prezenta dispoziție. Ordinea de zi ați primit-o cu toții, sunt 4 proiecte. Dacă nu sunt alte observații, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Ordinea de zi a trecut. Dăm citire primului proiect. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, sursa E, pe anul 2019. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor. Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Învățământ favorabil. Urbanist, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă avem discuții la acest proiect, întrebări? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut. Proiectul de hotărâre numărul 2 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și programul obiectivelor de investiții al municipiului Pașcani pentru anul 2019. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor? Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Urbanist, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă aveți întrebări, discuții la acest proiect, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul a trecut. Proiect de hotărâre numărul 3, privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Pașcani și Asociația Șansa 2010 Pașcani. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor? Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Învățământ favorabil. Cei la masculinul nu votează. Nu votează nici în comisie. Nu concernați că nu votează. Dacă sunt întrebări la acest proiect, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Proiectul a trecut. Proiect de hotărâre numărul 4 privind desființarea taxei de debranșare de la sistemul public de alimentare centralizat cu energie termică a proprietarilor de apartamente din municipiul Pașcani, aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 115 din 9 august 2006, modificată și completată prin hotărârea Consiliului Local numărul 119 din 11 august 2006. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor? Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă aveți discuții, poftiți, doamna. Nu participă la vot. Da. Dacă sunt discuții la acest proiect, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul a trecut. Declar închisă ședința extraordinară. O zi bună!